Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bun găsit la o nouă emisiune, Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru. Vă mulțumesc tuturor celor care sunteți astăzi alături de mine și de invitatul meu pe care în scurt timp vi-l voi prezenta. Știți, e atât de frumos să privești în urmă și să vezi ce a fost frumos, să-ți amintești ce a fost greu, să-ți amintești cine ți-a fost aproape și mai ales să-ți dai seama că cel de sus e cel care ți-a fost alături în tot ceea ce ai trăit până acum. Ne confirmă și ne povestește exact cum a trăit toate aceste lucruri invitatul meu de astăzi, părintele Iosif Doboș. Părinte, bun venit în studioul RCIS FM. Bine v-am găsit și vă salut pe dumneavoastră și pe toți cei care ascultă RCIS FM sau televiziunea Angelus. Și spun tuturor, Hristos a înviat. Cu adevărat a înviat, părinte. Mă bucur să fiți astăzi în studioul RCIS FM. Mă bucur să fiți alături de mine pentru două emisiuni, pentru că, iată, 80 de ani nu pot fi cuprinși cu siguranță nici în două emisiuni, dar într-o emisiune cu atât mai puțin. Aveți atât de multe să ne împărtășiți și sunt atâtea aspecte asupra cărora aș vrea să ne oprim. Îmi voi cere scuze încă de la început dacă voi omite ceva, dacă vor fi, nu știu, poate anumite evenimente marcante din viața dumneavoastră asupra cărora nu ne vom opri pe parcursul emisiunii. Dar vreau să încep pur și simplu cu ceea ce trăiți astăzi, părinte, pentru că sunteți preot pensionar, retras la Rădăuți, un loc apropiat sufletului dumneavoastră, pentru că ați activat și acolo. Și chipul dumneavoastră este un chip senin. Este un chip care arată că ați trăit frumos, v-ați dedicat și v-ați împlinit menirea. Ce simte un tânăr preot pensionar de 80 de ani cu perspective și senin, așa cum am spus și țin să subliniez? Care este atitudinea dumneavoastră în ceea ce privește viața pe care o aveți acum? Da, sigur că se pot spune multe, dar vreau să reduc așa la câteva cuvinte. Eu stau la Rădăuți pentru că acolo, cu aprobarea superiorilor, mi-am făcut într-un imobil al bisericii un mic apartament. Și în acel apartament m-am retras ca pensionar, în care am locuit de când am ieșit la pensie, deja sunt vreo 13 ani, și vreau să spun că voiam să mă retrag de la Rădăuți, să plec. Mă gândeam chiar să merg la Bârnova și pentru aceasta m-am dus la Rădăuți ca să mai iau din bagaj ce are nevoie un preot, așa, ca să... Și, sigur, dacă m-am dus până în Rădăuți, imobilul meu este lângă, în partea cealaltă de biserică, față de parohie. Trebuia să salut parohul care este acolo și m-am dus ca să-l salut și să-i spun ce am de gând să fac. Și i-am spus că vreau să iau bagaje, să mă mai duc la Bârnova și voiam doar o încercare să fac, nu eram hotărât să rămân. Și el mi-a spus, de ce la Bârnova? M-am gândit că la mine, la țară, e un pic prea singur, trebuie să stau, n-am cu cine socializat. La dumneavoastră, la țară, adică la Răchiteni, la locul Răchiteni, în care v-ați născut. La și a zis, la Bârnova, da, unde este un centru, nu? Greșesc, e un centru pentru preoții pensionari. Preoții pensionari. Și atunci el mi-a spus să vin la Rădăuți. Eu i-am spus că la Rădăuți poate vine mai greu pentru că trebuie să vin singur. Am o soră care a avut grijă de mine toată viața preoțească aproape, dar acum are grijă de o altă soră, cea mai în vârstă soră, care are trecut deja de 90 de ani și este greu. El mi-a spus, nu e nicio problemă să vin, nu mă va costa nimic încălzirea, lumina, apa, știu, alte cheltuieli, le va susține. Și le va achita Sfinția sa și am ajuns până la urmă și la înțelegerea că dacă mâncăm la ora 12 împreună, dimineața și seara mă descurc eu singur, atunci ar fi foarte bine. Deci masa de amiază. Și mi-a spus, da, facem și asta.
Și așa am ajuns să stau încă dinainte de Crăciun, în permanență am fost la Rădăuți. Rădăuți, locul unde ați fost paroh, nu? Din 1975 până în 1979. Am fost de două ori paroh. Așa. Deci prima dată între 1975-1979 și a doua oară din 1990 până în 2006. Deci de două ori am activat așa ca paroh în Rădăuță. Și totuși mă opresc un pic asupra acestui aspect pentru că văd într-adevăr, deci ați fost la Rădăuți, ați venit ca decan și paroh de Iași. Da. Și iar v-ați întors la Rădăuți. Da. Mai rar se întâmplă ca un preot să se întoarcă în același loc unde a fost înainte. Cum s-a întâmplat acest lucru? Ceea ce este și mai interesant și trebuie să adaug că la Rădăuți am plecat de la Iași. Deci de la Iași v-ați dus la Rădăuți, de la Rădăuți ați venit la Iași și de la Iași iar v-ați dus la Rădăuți. Așa. Mai okay. Interesant este... Cum s-a întâmplat lucrul acesta? Să vedem. Care e istoria acestui drum? Prima dată m-am dus la Rădăuți, preotul care era acolo, un neamț, pleca în Germania. Și preasfințitul Petru Gherghel și împreună cu un preot, Duma Grigori, cred că este cunoscut, au venit la preasfințitul Pleșca aici și i-au spus, uite, este bine să meargă preotul Doboș la Rădăuți. Eram vicar de Iași. Și atunci, pentru că știu germană. Și acolo știm, sunt foarte multe comunități, nu? Da, foarte da. Multe naționalități, sau cum naționalități, să le numim. Da. Dar catolicii sunt toți din... Aproape erau toți de naționalitate germană, erau prea puțini de altă naționalitate, română sau puțin, sau polonă. Și așa am ajuns la Rădăuți. Bineînțeles, a fost o experiență nouă pentru mine, pentru viața mea preoțească. Și primul loc în care ați fost numit paroh. Primul loc în care am fost numit paroh, da. Și după aceea a trebuit să vin la Iași pentru că am fost numit decan de Iași. Și decanatul de Iași, până la decanul mine, era la Gura Humorului. Stătea, avea reședința decanul de Iași. Și cum de-am ajuns eu decan de Iași? Inspectorul de la Suceava a voit ca decanul să rămână în județul lui. Și atunci mi-a făcut o caracterizare peste... Sperând că voi rămâne acolo. A fost cea mai mare dezamăgire pe care mi-a comunicat-o la telefon, că mi-a spus, eu v-am făcut să ajungeți decan... Dar și uite, n-aș fi vrut să plecați. Și n-aș fi vrut, aș fi vrut să rămână aici. Și mi-ați făcut, acum că ați plecat din Rădăuți. Dar așa cum noi ascultăm mai întâi de superiorii bisericești și după aceea de ceilalți... oameni. Și așa a fost că m-am întors la Iași din nou. Unde ați stat? Ați stat din 79 până în 90. O perioadă frumoasă pentru simția voastră. Ce vă amintiți? Cum era Iașiul în acei ani? Iașiul, m-am simțit bine, ce să spun, mi-a plăcut. Am avut totdeauna un colectiv foarte bun, frumos, muzicari, 4-5 chiar, și ne-am înțeles foarte bine și era și preasfințitul Petru, care, ca și ordinarius, locuia tot aici și împreună am muncit și am lucrat și ne-am desfășurat activitatea noastră preoțească în foarte bune condiții și în foarte bună înțelegere, în bună, să spunem, desfășurare a activităților noastre. Pentru că l-ați amintit acum în discuție pe preasfințitul Petru, ne ducem puțin în timp în urmă, îi surprindem pe cei care ne urmăresc și haideți să le desenăm imaginea în care tânărul seminarist Petru s-a întâlnit cu tânărul seminarist Iosif și împreună au pornit pe acest drum spre a fi preoți, pentru că ați fost coleg cu preasfințitul Petru Gherghel. Da. Cum v-ați cunoscut și ce vă amintiți din acele prime întâlniri, prime întâlniri care, iată, s-au conturat și s-au dus într-o viață până la urmă, care deseori s-a intersectat, nu? Da. Prima dată, sigur, ne-am întâlnit la Alba Iulia, pentru că seria noastră
a făcut un an la Alba Iulia. Era ultima serie care a mai studiat la Alba Iulia. Și după aceea am venit la Iași. Sigur că pentru mine a fost o mare schimbare, pentru că eu am făcut școala în sat, primele 4 clase, după aceea am făcut într-un sat vecin. Deci v-ați născut la Răchitene, ați făcut apoi școală la Buta. La Răchitene am făcut 4 clase și apoi la... După aceea la Butea, atunci se făcea până la 7, nu 8, cum este acum. Și vreau să spun că după aceea m-am dus la Alba Iulia. Dacă ar fi să accentuez un pic așa de școala mea din Răchiteni și cea din Butea... Ne vom întoarce aici, dar haideți să continuăm ideea despre Preasfințitul Petru, da, și despre imaginea acestor, da, doi tineri, Iosif și Petru. Da. Era foarte o viață cu totul deosebită. Unul care am stat până atunci mai mult singur, să fiu acum împreună cu alții. El a fost cam totdeauna liderul clasei. Deci s-a văzut, da, această s-a văzut caracteristică încă lui, din... Da, era. Și ne înțelegeam sigur bine, nu s-arăta superior, era destul de modest, nu voia să apară, să iasă în evidență cu ceva. Sigur că totul era să învățăm bine, să ne facem datoria noastră bine și în felul acesta, deci nu numai cu el, dar și cu ceilalți colegi, am stat foarte bine împreună, eram 12 în clasă din Moldova și era, deci, frumos și nu aș putea să spun că este ceva cu totul ieșit din comun, dar era o viață nouă pentru mine și un sfat foarte bun pe care mi l-a dat el odată și ca să nu am probleme, că făcea episcopul niște cercetări cu un anumit scop și Preasfințitul Petru îmi zice: vezi că o să te întrebi dacă te faci preot și de ce te faci preot și ce fel de preot vrei să fii. Și Preasfințitul mi-a spus să spui preotul lui Hristos. Și așa ai răspuns? Și așa am răspuns și am terminat tot examenul. Cum e? Într-un cuvânt ați rezumat totul. Da. Părinte, mi-ați creionat profilul Preasfințitului Petru. Haideți să vă priviți așa în oglindă, dar în urmă cu mulți ani și să creionați profilul tânărului Iosif. Cum era tânărul, da, Iosif pe atunci? Eu eram destul de sociabil, nu am fost așa. Eram de o statură mai mic, acum sunt mai înalt, eram printre cei mai înalți în clasă, al doilea. Și vreau să spun că, pentru că eu umblând la școală, în alt sat, mergând, eram așa și am rămas mai mic de statură. Dar după aceea m-am dezvoltat mai bine la Alba, eu am crescut cel mai mult. Așa, într-un an de zile, când în școlar, un an școlar, când n-am fost acasă deloc. Și, deci, vreau să spun că eu am început cu toată inima acest seminar, care, pentru că fiecare vocație, mă gândesc că are o istorie, așa are și vocația mea o istorie. Să se bazeze cumva istoria dumneavoastră sau a contribuit cumva la alegerea pe care ați făcut-o și faptul că Răchiteni, locul în care v-ați născut, era un sat, să zicem, anticomunist, era împotriva sistemului de atunci și știm bine, sistemul i-a crucificat și nu la propriu pe creștini. Poate nu mă gândeam așa de mult, pentru că ca și copil nu-mi dădeam seama că atâta știam că preoți mulți sunt duși la închisoare, că suferă, că așa, dar și părinții noștri ne dădeau nu atât o educație, spunem, anticomunism, anti-atei. Deci erau total împotriva celor necredincioși. Că dacă un învățător îndrăznea să ne spună, am avut 4 învățători în primele 4 clase. Dar știu că o anume doamnă v-a fost foarte aproape, sufletul, da, o anume învățătoare. Da, era prin clasa a treia și au venit 2 învățătoare în sat, tineri. Ceilalți învățători au fost mai în vârstă. Și în acestea una a venit la clasa noastră
Și noi, sigur, eram niște copii, ea era o domnișoară la 15-16 ani, nici nu mai știu câți ani avea, că era foarte tânără. Ea ne-a spus că a învățat doar 7 clase și a mai făcut vreo 6 luni de pregătire și așa a ajuns învățătoare. Și, sigur, noi, tot copii, nu era departe de vârsta noastră, ne simțeam foarte bine în prezența ei. Și sigur că am trăit un eveniment atunci care a făcut-o să suferi foarte mult, pe mine m-a durut, așa cum fiecare elev ține la învățătoare și așa mai departe, țineam și eu la ea, dar n-am avut, pentru că fiind satul total împotriva celor necredincioși, nu exista să spun un profesor că nu există Dumnezeu. Dacă spunea așa ceva, tot săream că există și strigam până când trebuia să tacă. Ce curaj pentru acele timpuri, nu? Nu știu dacă era curaj, dar noi așa eram convinși că există Dumnezeu și nu puteam să admitem să spună cineva că nu este Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat? Deci e un episod legat de această învățătoare și credința manifestată. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Trebuia să să ne facă pionieri. Era pentru prima dată în comuna noastră. Și erau două clase, clasa a patra, care era mai mare ca noi, și clasa noastră. Și când ne-a spus, ei, toți bucuroși, vom fi pionieri, ne-a spus ce înseamnă pionier, că vom purta cravată, că vom fi, știu eu, așa bine echipați, cu costumații de pionieri și așa mai departe. Și am început, chiar noi făceam defilare de pionieri, cântând marșul pionieresc. Dar a doua zi, când am venit la școală, un băiat a șoptit, ăștia sunt fără Dumnezeu, ăștia sunt necredincioși, nu vă faceți pionieri. Și bineînțeles, toți au hotărât, nimeni nu se face pionier. Unul singur, până la urmă, s-a făcut că tatăl lui era funcționar și dacă nu l-ar fi dat afară, probabil pe tatăl lui își pierdea pâinea. Dar restul nu. Și când atâta de mult a suferit și ne-a trimis, de ce nu vreți să vă faceți? Nu ne lasă părinții. Ce puteam să spunem? Dar tata și mama nici nu știau măcar de lucrurile acestea. Răzvrătirea copilului. Nimic. Și hai mergeți și vorbiți și spuneți-le că nu e ceva rău, că e foarte bine, că e foarte frumos. Mergeam, nici nu ajungeam acasă, ne mai jucam pe undeva, veneam înapoi, nu s-a acasă, spre casă, dar mai mergeți odată, mai mergeam, mai făceam o baie în siret, mai veneam înapoi, iarăși, nu s-a acasă, nu se poate. Și până la urmă, deci niciunul dintre noi nu s-a făcut pionier. Sigur că a suferit foarte mult o învățătoare să vadă că elevii ei n-au putut să ajungă să facă pionieri. Dar la noi ideea a fost aceasta, că sunt fără Dumnezeu, că e ceva împotriva lui Dumnezeu. Și pentru asta noi ne-am opus cu toții. Și în familia dumneavoastră n-a existat niciodată această idee că Dumnezeu nu ar exista. Ați fost o familie creștină, o familie cu 9 copii, o familie în care Dumnezeu a fost mereu la loc de cinste, cum se zice. Da. Viața noastră în familie era, în primul rând era biserica. Și duminica se mergea la biserică, în celelalte zile mai puțin, pentru că era mult de muncă, foarte mult. Tata încă avea mult pământ, că se miră acum când spun la câte unul, că avea 13 hectare. Sigur, până era tot arabil, era și fânaț, era și păduri, erau și altele. Dar trebuia muncit și muncit foarte mult. Și eu, de la 10 ani, aveam sapa în mână și mergeam să lucrez. Deci, în zilele de lucru. Dar în biserică era principalul lucru, duminica nu exista să nu se meargă la biserică. Toți, de la cel mai mare până la cel mai mic, ne pregătea mama, ne îmbrăca, ne duceam și participam la slujbă. Și ca un fapt foarte interesant, când a fost mirul dat de episcopul Anton Durcovici, fericitul Anton, atunci, din cauza că tot satul a trebuit să meargă la biserică, la noi de obicei rămâneau casele și goale și așa, dar pentru că toți erau acum plecați din casă în casă, trebuia să mai rămână câte cineva așa, să mai păzească, să nu vină din alte sate, să întâmple ceva. Și atunci pe mine m-au lăsat acasă, ceilalți frați mai mari se miruiau, cei mai mici s-au dus așa și pe mine care... Erau mijlociu și aveam totuși o vârstă ca să pot să strig un ceva și atunci m-au lăsat acasă. Totuși, eu am fugit de acasă
Și m-am dus la biserică, zic, nu se poate să nu văd episcopul. Și am stat și am fugit și am văzut episcopul, m-am uitat bine să văd lumea și ceilalți, și mai ales pe episcop mă interesa să-l văd, l-am văzut și după aceea iarăși fuga acasă. Apoi la post, când nu? Când vorbinii ceilalți să mă găsească acasă. Și în felul ăsta așa, deci viața noastră era, spunem, biserica era pe primul plan. Dar când vă, care este prima amintire pe care o aveți legată de, nu știu, de biserică, de rugăciune, de apropierea aceasta de Dumnezeu? Îmi închipui că părinții vă puneau să vă rugați seara, că v-au îndrumat spre, aveați imaginea aceea în care copiii îngenunchează și își fac rugăciunea împreună. Ce vă amintiți prima dată legat de divinitate? Pentru mine ceea ce m-a impresionat, când mă rugam, asta era ceva obișnuit și mă rugam cu toții. Însă cel mai mult m-a impresionat, nu știu câți ani aveam, 4-5 ani, când am spus Bucură-te Maria singur pe de rost. Fără ca vreun părinte să vă fie învățat. Ne rugam toți împreună, dar fără să fiu luat aparte, hai învață Bucură-te Maria sau așa. Auzind, ați memorat. Auzind și rugându-mă cu ceilalți împreună și la urmă eu, după ce s-au terminat toți rugăciunea, eu spun Bucură-te Maria pe de rost singur. Așa satisfacție am avut. Atât dumneavoastră cât și părinții. Sigur, și părinții și ceilalți. Și așa este un moment care efectiv nu pot să-l uit în viața mea. Așa, un moment frumos. Și parcursul dumneavoastră de credință, de mărturisire a acestui crez că Dumnezeu există a continuat în viața adusă la sat. Da. Au fost momente în adolescență, în copilărie, când poate v-ați răzvrătit și a zis astăzi nu merg la slujbă, prefer o baie în siret? N-a fost niciodată, niciun moment. Simțeam, era ceva sfânt, în primul rând pentru că atât tata, mama și ceilalți frați, toți mergeam, deci nu exista, putea să fie oricare altă bucurie. La noi, dacă poate se întâmpla vreodată, atâția copii după război, secetă, nu era îmbrăcăminte suficiente pentru toți, sau știu eu, mai luam haine unii la alții și dacă era cazul să fie rămas acasă vreodată, aceea nu mai era duminică pentru noi. Însemna că lipsește ceva și nu puteam sta fără liturghia duminicală. Deci era ceva esențial în viața noastră. Era familia credincioasă și satul nostru care e 100% catolic, nu era niciun ortodox în sat, mai sunt sate, nu e o excepție, dar la noi acolo și toată lumea așa și noi trăiam în această atmosferă de credință. Vreau să mai spun că încă copil fiind, poate în primele clase primare, așa, eu am început școala în 1948 și mai ascultam ce vorbesc cei mai mari. Preotul care m-a botezat pe mine a dispărut din sat. Și ne închipuim nimeni. Ce s-a întâmplat cu el, da? Da, s-a întâmplat o istorie foarte interesantă. A mers la un cetățean tot în sat și a locuit acolo în beciul lui mulți, mulți ani, peste 10 ani. Căutând să fugă de sistem, practic. Căutând să fugă de sistem. Însă, cred că sistemul știa de el până la urmă, că s-a aflat că este acolo, dar ei și-au zis, dom'le, ori acolo, ori la închisoare, tot atâta. Tot nu-și trăiește tot viața, nu? Așa. Și după aceea am avut un paroh care, la un hram, a luat toți preoții, s-au dus la el, probabil parohul respectiv vorbise cu autoritățile, dom'le, n-are rost să mai stea de acum, a început oarecare libertate și așa, și s-au dus la el, l-au vizitat și după aceea, a doua zi, au venit de la Roman, a fost luat și dus la Roman și după aceea i-au dat drumul a treia zi și tot satul l-a așteptat. Știu că ieșise Siretul Mare, era Siretul prin sat, era apa până la genunchi, dar cu o căruță așa, dar tot satul l-așteptam în jurul bisericii, era ca o insulă înconjurat de ape și el a venit din nou. Un moment, deci, de bucurie totuși, un moment, nu? De mare chiar bucurie. Și pentru că am trăit în copilăria mea așa multe evenimente când, dacă venea vreo mașină prin sat, erau acele gazuri rusești, un fel de aro
românesc, semănau. Și dacă venea, toată lumea se întreba, oare mai este preotul în parohie sau nu mai este? Și se mergeau, gândeau mereu că îl vor lua, nu? Toți se gândeau că au venit să ia preotul. Pe preot. Și se interesau, se duceau așa mai prin spate, cumva să vadă, mai mișcă cineva pe acolo. Ei, și după aceea se răspundea, sat, este acasă, stăm liniștiți. Și mi-aduc aminte că o mătușă de-a mea, o tante, îmi spune odată, vorbind, noi trăgeam cu urechea cei mai mici, vorbind de cei mai mari, preoții acum și ei conduc de la sine, că nu mai au episcop care să-i dirigeze și așa. Își fac și ei datoria fiecare de la sine. Țin la minte acest cuvânt, așa, că își mi-aduc aminte. Și nu era chiar așa, pentru că era cineva, un preot care coordona, dar totuși era un lucru interesant. Și, deci, se trăia totuși oarecum în teroarea aceasta a unui preot care poate să lipsească și să ducă. Și chiar și crescând cu această teroare în jur, știind cam ce presupune viața unui preot, ați ales să mergeți spre școala de cantori, pentru că aceasta era posibilitatea atunci, da. Nu era o altă variantă, cumva având în minte faptul că vă doriți să ajungeți preot? Da, de fapt, chemarea mea, eu o socot venită de la oi. De la oi, de ce? De ce? După clasa a patra, împreună cu un alt coleg, am adunat vreo 200 de oi, toamna, când veneau de la stână, și ele mai erau păzite pe câmp până când dădea iarna și trebuiau ținute acasă. Asta dura 3-4 săptămâni, sau, că de obicei de Sfântul Dumitru veneau oile acasă și dura mai mult. Deci aproape o lună, depinde, până ningea. Și eu cu el am strâns toate oile de pe drumul nostru, la țară, nu spune stradă, spune drum, și împreună păzeam oile. Și într-o bună zi, tata îmi spune, băiete, ia oile noastre acasă. Mâine ai să mergi cu maică-ta la Butea, la școală. Am vorbit cu directorul de acolo ca să faci școală. Și ai să te duci și să vorbești și să vedem, te primește anul ăsta sau cum o să hotărască directorul. Facem o paranteză și le spunem celor care ne urmăresc că tatăl dumneavoastră și-a dorit foarte mult să studiați. Și asta pentru că dânsul nu a avut posibilitatea, da, să facă acest lucru. Și atunci și-a dorit pentru copiii lui să studieze și înțeleg din ceea ce povestiți că a făcut totul pentru asta. Așa, el a regretat foarte mult că n-a studiat. De fapt, bunicul, el a făcut 5 clase numai. Și bunicul, atât se puteau face în sat. Și bunicul l-a dus la Roman, la școala normală de astăzi. Și acolo, probabil și atunci se chema tot așa, el de la țară nu i-a plăcut cum este atmosfera așa și a fugit acasă, pe jos. Sunt peste 16 km pe care el i-a făcut și a venit acasă. Bunicul i-a zis, ei, ai venit acasă, rămâi la sapă, ce să faci, la muncă. Și a regretat și a regretat toată viața lui. Și s-a văzut aceasta din faptul că i-a plăcut foarte mult să citească. Citea, eu aduceam de la parohie în vara, în vacanță, cărți de la paro, care avea tot felul de cărți. Și ceream cărți, citesc și eu, romani, cărți, știu, îmi plăceau alea geografice, descoperiri geografice și istorice și îmi plăcea să citesc. Și tatăl i-a plăcut cel mai mult istoria în viața lui. Așa. Dacă m-a bătut vreodată pentru școală, nu chiar prea tare, așa că eram un copil mic, m-a bătut că am luat un 4 la istorie. De fapt, nu 4. Culmea la materia care îi plăcea dumnealui. Că îi plăcea lui, chiar la obiectul ăsta, dar de fapt nu era 4, că era 2, notele erau până la 5. Și zice, nu se poate. Trebuie să înveți. Ei, mi-a dat câteva acolo și după aceea, bineînțeles, că a trebuit să înveți. Dar vreau să... Întorcându-ne la povestea cu Buddha, nu? Așa, el fusese, de fapt, la pădure și întorcându-se de la pădure, era fără lemne, trebuia să meargă a doua zi după lemne, de aia n-a venit el cu mine, m-a trimis-o pe mama să meargă cu mine la școală. Și ne-am dus la școală, la Butea, cu mama, era un director mai în vârstă, parcă și acum îl văd, așezat, liniștit, m-a privit așa cu multă, știu eu, afecțiune, aș putea spune chiar.
Și mama îi spune, uite, băiatul pentru care a vorbit bărbatul meu ieri. Ce frumos, vrei să faci școală? Zic, da, vreau să fac școală, vreau să învăț. Și mama îi spune, dar acum e târziu, asta era pe la jumătatea lui noiembrie. Deci deja a început anul școlar. S-a început, s-a trecut cel puțin două luni, dacă nu chiar mai mult. Și zice, dar îi spune mama directorului, o să facă față, că e mai târziu acum, copiii ceilalți au început de atâta vreme, cum... Și îmi spune, hei, nu-ți face mata grijă, mă uit la el, ăsta o să-mi treacă pe mulți. Ce mi-a dat curaj. A avut, nu? A, nu că a avut ochi, a fost un cuvânt de încurajare, eu cred. Eu cred că el a spus ca o încurajare. Și că, am luat-o eu. Și deci așa am început eu, de mai aveam încă vreo lună, erau atunci trei trimestri, unul se încheia la Crăciun, deci nu mai era nicio lună de zile până la vacanță. Acum am avut noroc cu încheierea mediilor. Și cum am avut norocul ăsta, mai era încă unul în clasă care purta numele meu și tot din Răchiteni. Eram eu Doboș de Iosif, el Doboș de Iosif și el. Tot de? Adică tot numele de. Tatălui tot numele tatălui era tot. De, tatăl dumneavoastră fiind? Dumitru. Dumitru. A lui tot Dumitru. Așa. Și profesorii ne încurcau. Treceau note când la unul, când la altul. Și el era mai slab sau mai bun decât dumneavoastră la învățător? Poate eram egal, așa, nu prea calculam pe vremea aceea care e mai deștept sau care ați mai puțin deștept. Ați fost în avantaj, dacă învățam mai bine. Eu am fost oricum în avantaj, pentru că la un moment dat un profesor spune, îi spune el la un profesor, era profesor de chimie, îi spune, domn profesor, dar mie nu mi-ați încheiat media, spune el. Dar cum îți spune? Doboș și Iosif. Măi, dar am încheiat la unul Doboș și Iosif media. Mi-a încheiat cu mie. Și-o încheiase cu bine. Mi-a foarte bine. Zice, și am avut așa noroc și cu aspectul ăsta. Bineînțeles că a trebuit să învăț din urmă, să recuperez ceea ce era. Deși nu prea știam eu mult ceea ce înseamnă a învăța. Pentru că drumul meu începea așa. La ora 7 trebuia să fiu plecat din sat, din Răchiteni. Treceam prin lunga Siretului. Pe jos. Pe jos. Treceam Siretul cât era așa cu barca, cât era dezghețat. Când era înghețat era mai ușor, treceam pe gheață. Și de acolo urcam un deal foarte abrupt, unde n-am văzut vreodată vreo căruță încărcată să urce cu cai la deal. Deci un deal abrupt. Era o urcare foarte abruptă. Cei se cobora pe acolo, dar mulți care aveau de dus recolta de jos, din pământ, din butea, trebuiau să facă un ocol mare ca să poată urca. Dealul ăsta nu se putea decât urca pe jos sau cu căruța goală. Aveați colegi cu care făceați acest drum sau fiecare da, era pe cont? Am avut noroc. Eu spun că am avut noroc. Eu fiind chiar mic la așa și de ani și ca statură, am avut un coleg vecin cu mine, care era mai mare cu vreo 3 ani ca mine și mai în jos, mai voinic, și el totdeauna mergeam noi împreună. Și mai ales iarna, dacă ne îngea. Prin nămeți. Știu că am mers odată peste o săptămână prin urmele făcute de noi, cu care mersesem înainte, eu călcam pe urmele lui, că nu puteam. Așa că cine circula atunci iarna și să meargă. Dar noi mergeam și el, cu ajutorul lui, care era mai voinic, mergea înainte și mă ducea, și cu ajutorul lui am reușit, a murit, Dumnezeu să-l ierte, am spus asta la tot satul, la mormântarea lui și toți s-au bucurat. Că v-ați amintit bucurat. Acele clipe și, când da. L-ați simțit ca sprijin. Da, și ca să continui, că am plecat de la oi. Deci am lăsat atunci oile, celălalt coleg care a continuat să păzească oile, bineînțeles, la Crăciun apare și îmi spune mie, uite, ce-ai câștigat tu dacă te-ai dus la școală? Eu mi-am luat bocanci, mi-am făcut pantaloni, uite, am un veston bun, așa, și tu ce ai? Cu ce te-ai ales, nu? Cu ce te-ai ales? În mintea mea, nu eram chiar prost, dar mă mir că am gândit atunci așa, că ce știi tu, ceea ce am eu de la școală este de 1000 de ori mai valoros decât ceea ce ai îmbrăcat tu. Asta am spus-o atunci, cu minte de copil, de copil. De 12 ani, de-abia am plinit 12 ani.
Deci era foarte... Erați conștient de valoarea pe care o avea școala în viața dumneavoastră. Eram foarte conștient. Urma să vă întreb dacă vreodată v-ați dori să renunțați la aceste drumuri grele pe care le făceați către Buta, către școală, pentru că totuși erați chiar copil. În ultimul timp m-am gândit de mai multe ori la perioada respectivă, poate așa se gândesc bătrânii la copilărie, și ceea ce chiar mă miră, niciodată n-am regretat că trebuie să merg la școală, că trebuie să mă scol din timp, că trebuie să trec prin zăpadă, că trebuie să trec siretul, că am de făcut o cale așa de mare, ajungeam la școală de multe ori iarna transpirați, când luam căciula de pe cap ajungea aburii din cap până în tavan, încât era câte o profesoară, ce aveam noi acolo, și zice, treceți lângă sub repede, să nu răciți, sunteți transpirați, veniți aici, eram amândoi la fel. Și vreau să spun că niciodată n-am regretat că de ce trebuie tocmai eu. Când mă sculam înainte la toți, eu la 7 trebuia să plec și mâncam ce găseam pe acolo prin casă, multe nu erau, și apoi drumul înapoi care iarăși dura, și mai ales ceea ce era foarte greu, era greu faptul că era de trecut siretul. Și dacă n-aveam barcă, barca era în partea cealaltă, trebuia cineva să vină să ne aducă barca în partea asta. Nu era cineva cu barca. A fost și un timp când se plătea și atunci stătea cineva la barcă. Poate era mai bine, dar pentru noi era destul de scump să dai cam 3,50 lei era de dat pe săptămână ca să stai la barcă și nu erau așa mulți bani pe vremea aceea. Și era altă dată, stăteam până pe la ora 4 după masa, sau strigam cât puteam noi de tare, doi copii acolo, dar ce s-auzea? Noi credeam că s-aude cine știe unde, în alt sat. Dar așa, și până la urmă, când ne vedeau cei de acasă, că într-adevăr nu ajungem, venea cineva și ne aducea barca dincolo. Deci a fost o zi, că iarna mai ales la 4 se noptează și noi stăteam și așteptam să vină cineva. Așa, dar iarna eram... V-a cuprins disperarea deseori? Nu, niciodată. Nu? Chiar dacă stăteam. Chiar dacă odată am căzut, s-a rupt gheața și am căzut în siret. Au înghețat pantalonii, de mergeam ca pe niște burlane de tablă, așa. Ce istorie frumoase, părinte! Că gheața s-a ridicat mai sus, așa, când se umflă primăvara, și la cap erau pus niște crengi de răchit, așa. Ați fi putut muri, vă dați seama, nu? În acel moment. Era posibil să muriți dacă geaca, gheața aceea se spărgea. Îl aveam pe celălalt, îmi dădea el o mână. Aveați mare bază. nu m-am temut deloc, nu mi-a venit nicio fel de frică. Chiar n-am fost fricos deloc. Din potrivă, m-am prins și eu de rechita aceea, așa, n-am căzut decât așa cu picioarele, că era la mal. Dar vreau să spun că nici atunci nu mi-a părut rău. Efectiv, este o mirare pentru mine că eu n-am regretat niciodată mersul acesta la școală, indiferent de condiții. Da. Și când vă întorceați acasă, trebuia să vă implicați și în activitățile de acasă, aveați responsabilități? Mai puțin. Erau frații mai mari? Erau frații mai mari și era în sezonul când nu se lucra prea mult pe câmp și atunci eram cruțat, să spunem, de munci, mai ales dacă erau primăvara sau nu mergeam la arat sau nu mergeam la însămânțat, la primele prașele, nu puteam să merg. Dar după aceea mergeam și eu cu frații ceilalți. Și pe perioada de vară ce se întâmpla? Că știu că nu vă trimiteau părinții în tabără la Mamaia sau pe unde îi mai trimit acum, nu-i așa? Ce însemna o vacanță de vară pentru tânărul Iosif? O vacanță Iosif de vară Dobuș? Însemna să mergi desculț la câmp, să prășești, să vii acasă și mai ales de multe ori mă punea tata să păzesc miei, pentru că spuneam de oi, atunci oile erau date la stână și vara rămâneau până în 10 miei care să crească, unele știu eu, animalele le sacrifica, alte le lăsa să înlocuiască pe cele mai bătrâne. Și deci și mai umblam și cu vaca, nu prea mi-a plăcut cu vaca. Cu miei am mers totdeauna cu plăcere. Vaca, aveam o vacă cam nărăvașă și când o lua la fugă, trebuia să mă trântesc jos ca să reușesc să o opresc. Și vreodată le-ați zis părinților dumneavoastră, v-ați răzvrătit și le-ați zis, tată, nu mă mai trimite cu vaca, că mie nu-mi place, sau tată, nu mă mai pune să fac asta, nu mai zis să... Niciodată n-am zis. Cum mă trimitea, acolo mergeam, nu că vreau să mă laud.
Așa nu, v-a fost nu vreau. Felul. Așa mi-a fost felul meu. Știam că părinții țin la mine, că vorbile meu, pentru că, de fapt, începusem să spun cu tata, cu cărțile, că luam de la preot cărți. Tata le citea înaintea mea. Pe mine mă trimitea, du-te și dă apă la vacă, du-te și dă mâncare la cal. Și sau să mai facă-te o treabă, smulgi buruieni pentru păsări. Și el venea de la prășit, țineți cont? Obosit și cum era, și lua cărțile pe care eu le aduceam de la prima doară. Dar avea setea aceasta, nu? Să citească. Să citească. Ce nu a avut parte da, până atunci. Ce n-a avut parte. Și citea și citea și așa trebuia să am grijă să n-aduc alte cărți până nu le citeam pe astea, că n-aș mai fi avut timp să le termin. L-ați considerat mereu un exemplu pe tatăl dumneavoastră? Un exemplu, da, l-am considerat un exemplu pentru, știu eu, dragostea aceasta de carte și un exemplu pentru credință. Un exemplu pentru credință. El a fost totdeauna mânat de credință și pentru casă. Gândiți-vă că eu n-am auzit decât nicio ceartă în familie, nicio ceartă. Între mama și între tatăl mama și tata. O singură dată tata i-a adresat câteva cuvinte mai aspre mamei, care, știu eu, se mai întâmplă într-o casă, mama a stătus acasă ziua aceea, nu știu, a avut mult de muncă, că aveam păsări, aveam multe așa, și atunci tata i-a adresat câteva cuvinte mai răstite așa. Ei, am început toți să țipăm, să plângem, să așa, și bineînțeles că tata imediat a venit, a liniștit lucrurile, tot așa, și vreau să spun încă un lucru, tata a scris o istorie a lui, o, așa, a vieții lui, un caiet pe care mi l-a dat mie, scrie că e strict secret, acum nu e un secret că îl spun aici, și în care am, bineînțeles că am citit așa de mai multe ori, nu numai odată, când se referă la mama, totdeauna spune, draga mea soție. Totdeauna. Niciodată nu spune că soția mea sau Valeria sau așa. Draga mea soție. Deci murise deja mama când a scris și că a murit de tânără la 53 de ani din cauza hipertensiunii. Nu erau medicamente în vremea aia și a murit și atunci eram deja preot când a murit. Și el a scris după aceea, știu eu, a luat un caiet și l-a scris din scoarță în scoarță tot. Știu eu ce și amintea el mai mult din viața lui. De țăran, a făcut război, familie și așa creșterea mai departe. Copiilor și creșterea tot copiilor și așa toate. Cât a scris. Cât deci, s-a priceput. Cât s-a priceput. Dar atâta mi-a plăcut că niciodată de mama nu zice decât draga mea soție. Și dincolo de faptul că a scris acest lucru în caiet, dumneavoastră și frații dumneavoastră ați și văzut aceste lucruri, da. Că mama într-adevăr era dragă și între dânsii a fost da. Armonie. Da. Nici, dacă să, când spun la câte cineva că eu nu i-am văzut certându-se, nu să lovească, nu să așa, sau să adresez un cuvânt, am spus că o singură dată a vorbit un pic mai aspru și am țipat toți, că nu eram obișnuiți. Așa, deci... Istorii foarte interesante, părinte, de aceea, așa cum am promis încă de la începutul emisiunii, mai avem o nouă ediție tot cu Sfinția voastră, părintele Iosif Doboș, pentru că istoria e lungă și sunt multe de zis. Așa că revenim cu o nouă emisiune, nu-i așa? Da, cu toată plăcerea, într-adevăr, am multe de spus, poate prea multe. Eu, ca și oricare bătrân, sunt cam lung la vorbă, probabil. Le plățuim, să știți. Vă mulțumesc! Dragi prieteni, atât pentru astăzi. Rămâneți alături de mine și săptămâna viitoare împreună cu părintele Iosif Doboș, noi istorii și noi povești pentru dumneavoastră. Interviul săptămânii la RCIS FM.